O femeie din Fieni a mărturisit printre lacrimi în cadrul emisiunii Politica Străzii că locuiește cu soțul ei și cei 5 copii într-o cămăruță de 12 metri pătrați în condiții inumane, trăind la limita supraviețuirii, se descurcă așa cum poate. Situația este știută de autorități, dar administrația locală nu a luat nicio măsură pentru a-i ajuta în vreun fel. Conducerea orașului se pare că nu se apleacă la nevoile cetățenilor. De când e sesizarea? De când e cunoscut cazul dumneavoastră? De mult. A zis ani de zile? Da. A zis că am depășit vârsta și nu ne încadrăm în ANL-uri și nu are nici soțul salariu adecvat pentru a locui acolo. Și locui altă soluție nu a găsit? Înțeleg că aici sunt foarte multe spații care se degradează. Zice că nu. Invitată în emisiunea Politica Străzii, o femeie întreabă de ce se fac discriminări cu privire la pensia de handicap. Maria Moraru are un copil bolnav și primește doar 91 de lei pensie de handicap de gradul 1. A solicitat ajutorul autorităților în nenumărate rânduri, dar se pare că nu a fost luată în seamă. A apelat și la președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Adrian Țuțuianu, cât și la politicienii care o reprezintă în Parlament. A primit în schimb doar consolare. Lui domnul Țuțuianu i-am dat de nenumărate ori copie și cerere. Niciodată nu m-a rezolvat cu nimic. Niciodată. Niciodată. A zis că în așteptare. Oamenii din Fieni au semnalat o problemă care a fost întâlnită în nenumărate rânduri și în municipiul Târgoviște. Interlocutorii s-au plâns în cadrul emisiunii că reprezentanții companiei de apă au căutat o metodă de a-i taxa suplimentar. Mai mult, unii cred că la mijloc sunt interese financiare. Facturile sunt încărcate în fiecare lună, motivându-se că sunt pierderi pe rețeaua de distribuție a apei. Privința cu apa, le-a dat canetul ăla de... Facem, deci le scutim noi, a dat fetele afară și completăm noi indexul nou și indexul vechi. Dai 9 metri și vine 12-13. Deci e pierdere. Locuitorii din Fieni au solicitat chiar transformarea orașului Fieni în comună. Oamenilor le-a ajuns cuțitul la os și spun că aspectul urbei este jalnic, iar autoritățile nu fac nimic pentru a îmbunătăți în vreun fel orașul și viața locuitorilor. Pe lângă acest lucru, oamenii se tem de sănătatea lor după ce un crematoriu a apărut peste noapte în zonă. Mă refer la crematoriu care aduce dar de... De injecție. Da. Și un crematoriu în care ce se arde? Tot felul de dejecții. Tot felul, de aduce după peste tot. Îmi doresc și am propus și organelor alese la nivel național să revenim la denumirea de comună. Este un câștig pentru toți cetățenii orașului Fieni. Oamenii au transmis și un mesaj autorităților care se pare că i-au cam uitat după ce s-au văzut cu saci în căruță și s-au stabilit în fotoliile calde ale Parlamentului sau în cadrul administrației locale și județene. Sunt aleșii noștri și nu îi vedem printre noi decât atunci când e vorba de alegeri, când e vorba să ne păcălească. Și speculează conjunctura, fiecare vine cu un pui, cu o găină, cu o găleată, cu orice să ia votul. În rest, suntem niște oameni uitați de tot. În cadrul emisiunii Politica Străzii, MDI TV pune la bătaie premii substanțiale. Cei care vor să se înscrie la tombole nu trebuie decât să vină între orele 19 și 20:30 în locațiile unde se desfășoară emisiunea și să completeze un formular. Vineri 20 septembrie ne găsiți în parcul din Pucioasa, luni 23 septembrie în parcul din Găiești, marți 24 septembrie în parcul din Moreni, miercuri 25 septembrie lângă primăria din Răcari, joi 26 septembrie lângă sala de sport din orașul Titu, iar vineri 27 septembrie în spatele primăriei Voinești.